mai distanță. Doriți să mai așteptăm? Vorbească domnul. Ok. Ok. Bună seara! În primul rând, aș dori să le mulțumesc milioanelor de români care au votat astăzi cu Partidul Social Democrat, bucureștenilor care au situat la votul politic în acest moment Partidul Social Democrat pe primul loc. Vreau să vă reamintesc că am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri europarlamentare, când au fost 16,2. Acum estimarea la toate exit pollurile este de minimum 33%. Acest lucru arată foarte clar că Partidul Național Liberal, care se află pe locul 3 ca și vot politic pe București, a fost sancționat de către bucureșteni pentru haosul din pandemie, pentru hoțiile din pandemie, pentru umilința la care au supus pensionarii, copiii, profesorii, mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, medicii. Vreau să o felicit pe doamna Gabriela Firea pentru campania electorală, pentru determinarea ei și, în primul rând, pentru faptul că a ales cea mai grea cale, aceea de a se lupta cu toată lumea, să facă o campanie electorală și o luptă politică doar pentru bucureșteni și, din câte știu eu,
cel mai bun exit poll este numărătoarea voturilor. Așa că vom aștepta numărătoarea voturilor. Cred că este foarte bine să vedem exact procentele după numărătoarea voturilor și cred că și Partidul Social Democrat va ști de acum înainte cu ce firme de sondare să lucreze cel mai bine. Faptul că avem acest vot politic și din țară, în acest moment, estimările și informațiile pe care le avem ne confirmă că Partidul Social Democrat rămâne cel mai mare partid din România, cu numărul de cei mai mulți primari aleși direct. Este o confirmare că suntem pe drumul cel bun și acest nou program de reconstrucție al partidului și de modernizare al său este drumul corect și îi invit pe cei care ocupă locul 3 acum pe București, pe Partidul Național Liberal, să ne vedem la alegerile generale. Vreau în mod special să-i rog pe reprezentanții din secțiile de votare ale Partidului Social Democrat să fie vigilenți și să părăsească secțiile împreună cu procesele verbale pentru a închide numărătoarea paralelă și a partidului. Dacă aveți întrebări. Gabriela Mihai, B1 TV. Domnule Ciolacu, vă rog să ne spuneți care este poziția Partidului Social Democrat față de cei care au pierdut alegerile, se află în funcții de conducere în cadrul partidului. Și aici mă refer chiar și la Gabriela Firea. În primul rând, nu știm dacă doamna Gabriela Firea a pierdut. Așteptăm rezultatele finale. Sunt ferm convins că vom avea un Consiliu Politic Național și vom discuta aceste probleme. Doamna Gabriela Firea este un politician de excepție, iar locul dânsei în prima linie, chiar dacă a câștigat, chiar dacă a pierdut, a Partidului Social Democrat. Așadar, în opinia dumneavoastră, nu trebuie Așadar, să se cred schimbe că m-am nimic la întrebare. În partid. Aș mai avea o întrebare pentru domnul Sorin Grindeanu, dacă se poate. Vă rog. În condițiile în care la Timișoara va fi un scor dezastros pentru Partidul Social Democrat, veți alege să rămâneți la ANRC sau veți continua în partid? În primul rând nu sunt la ANRC, sunt la ANCOM mai câteva zile, așa Mulțumesc. Cum v-am anunțat de o lună. Nu am făcut acel pas ca să mă răzgândesc. Am venit alături de o echipă și la bine și la greu, dar eu vă spun că este la bine. Haideți să așteptăm și am același îndemn, să așteptăm numărătoarea voturilor. Am un exemplu din 2016, dacă vreți, când domnii de la PNL în Timiș erau pe toate televiziunile spunând că au câștigat. Când s-au numărat voturile aveam vreo 1% în plus PSD-ul. Îndemn pe toți, așa cum a făcut și președintele partidului, să stăm toți reprezentanții noștri în secția de votare, să fie foarte atenți și foarte vigilenți până la închiderea numărătorii voturilor. Vă mulțumesc! Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Pentru domnul președinte Ciolacu, unde este doamna Firea? De ce nu este? Este la sediul de campanie și este corect să fie așa, pentru că se desfășoară numărătoarea paralelă a voturilor. Și eu, dacă aș fi fost în locul doamnei Gabriela Firea, aș fi rămas alături de echipă să aștept numărătoarea voturilor. Ați vorbit cu doamna Firea? Toată ziua. Acum, și eu i-am recomandat doamnei Gabriela Firea să rămână la sediul de campanie să aștepte numărătoarea voturilor. Domnule Ciolacu, sentimentul general este că doamna Firea a fost pedepsită pentru acest mandat de 4 ani de către bucureșteni. Eu văd că Partidul Național Liberal a fost nu penalizat, mai mult decât penalizat, pentru cele 10 luni de guvernare de hoție și haos în care se află România în acest moment, fiindcă se află, conform estimărilor pe care le vorbim, de aceea vorbi și de doamna Gabriela Firea, pe locul 3, la o distanță de 15% față de votul politic al Partidului Social Democrat. Vă rog. În opinia dumneavoastră,
bucureștenii au sancționat un mod de a face politică făcut de doamna Gabriela Firea? Nu, au sancționat doamna Gabriela Firea, vă reamintesc, că a ales calea cea mai grea, aceea de a se lupta cu o dreaptă unită. Era normal să fie un scor foarte strâns. A refuzat orice fel de joc politic și orice fel de troc politic fără să fie la vederea bucureștenilor. Cred că cei mai sancționați dintre toți în acest moment sunt PNL-ul și domnul Orban. Lucru evident. Considerați că prin acest vot bucureștenii nu au sancționat și administrația domnului Firea? Nu, consider, la fel cum considera și PNL-ul la un moment dat, că nu mai sunt legitim la guvernare. Poate împreună cu USR-ul să aibă această legitimitate. Dar după votul bucureștenilor, Partidul Național Liberal, conform logicii domniilor lor, nu mai au ce căuta la guvernare. Veți fi alături de doamna Firea în continuare? Locul doamnei Gabriela Firea e în prima linie în Partidul Social Democrat. Haideți să așteptăm totuși rezultatul votului. Din informațiile pe care le aveți în acest moment cu privire la cum stau voturile în țară, sunteți mulțumiți de rezultatul obținut de Partidul Social Democrat? Da, Partidul Social Democrat în acest moment este pe drumul corect. Vă considerați învingători în aceste alegeri? Ținând cont de toată conjunctura, vă reamintesc că pe București Partidul Social Democrat la europarlamentare a avut un scor de 16,2%, iar acum avem un scor de 33% la vot politic. Da, din semnalele pe care le primim din țară, vom avea în continuare cel mai mare număr de aleși locali. Asta înseamnă că rămânem cel mai mare partid din România. Dacă punem comparația cu PNL, o să fie evident. Deci considerați că aceste alegeri reprezintă o victorie pentru PSD? În conjunctura actuală, categoric. Și cel mai important este că suntem pe drumul corect. Domnule Ciolacu, în urmă cu 4 ani, PSD-ul câștiga capitala. În momentul de față, lucrurile stau destul de prost pentru Partidul Social Democrat. Care este motivul pentru care PSD-ul a pierdut capitala? Așa este în politică. Există o alternanță. Vă reproșați ceva ca nou președinte al partidului? Fiecare avem să ne reproșăm. Dar vă repet, consider că drumul corect acesta este de reconstrucție și de modernizare al partidului. Ce ați fi putut face pentru a mobiliza mai bine filialele partidului? Mi-aș fi dorit să am mai mult timp. Din cele 28 de consilii județene pe care le aveți acum, cât estimați că veți câștiga? Marea majoritate. Ce înseamnă marea majoritate? Nu avem în acest moment. Nu aș vrea să intru în pronosticuri. Ne-am mai avântat odată. Noi avem această dorință de a ne avânda în pronosticuri sau în câștigători. Acum văd la alții. Haideți să așteptăm exact. Vom avea cel mai mare număr de aleși locali din România în acest moment. Și de consilii județene? Așteptăm ce au hotărât românii. Românii au întotdeauna dreptate. Legat de doamna Firea, considerați că dumneavoastră și domnii de lângă dumneavoastră ați făcut suficient pentru a o susține în această campanie? Da. Și doamna Firea a avut partidul alături și a dorit să aibă partidul alături? Din discuțiile mele personale cu doamna Firea, am ajuns la aceeași concluzie. Care credeți că este greșeala? Sunt foarte mândru de doamna Firea pentru această decizie de a merge singură pe picioarele ei și de a-și asuma acest risc de a se lupta cu toată lumea. Care credeți că este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PSD-ul în această campanie? PSD-ul a făcut greșeli acum 3 ani. Și acum nu când l-a schimbat pe Sorin Grindeanu, din prim-ministru. În momentul acela au început greșelile în cascadă în Partidul Social Democrat. Ce vă pot promite este că suntem hotărâți să nu mai facem astfel de greșeli. Cu toate astea, în 2016 erați foarte mulți lideri aici, primari, ați câștigat întreg Bucureștiul, primarul general și toate primăriile de sector. Astăzi sunteți doar dumneavoastră cei 4 lideri. Am avut toată discuția cu toți. Am avut discuția cu toți primarii. Este un alt mod de abordare al conducerii partidului. Am avut discuție cu toți primarii de sector să rămână fiecare la staffurile de campanie, la fel ca și doamna Gabriela Firea, și să aștepte numărătoarea voturilor. Mi se pare și corect.
Robert Kiș, Digi24.ro. Aș vrea să vă întreb dacă, de exemplu, diferența aceasta dintre scorul politic al Partidului Social Democrat în capitală și efectiv scorul pe care îl obțin unii primari de sector și inclusiv primarul general al capitalei, primari care nu și-au asumat, de exemplu, sigla partidului, poate să fie un motiv în această campanie care s-a desfășurat? De exemplu, Gabriela Firea a candidat în această campanie electorală fără sigla partidului. Dumneavoastră ați fost la vot? Una este buletinul de vot și asta, alta este modul în care se desfășoară efectiv campania. Eu nu am aceeași percepție ca și dumneavoastră. Vă repet, doamna Gabriela Firea și-a asumat să lupte împotriva unei drepte unite. Iar votul politic este unul evident. Nu știu ce victorie aclamă domnul Orban. Momentan, Nicușor Dan, reprezentantul USR-ului, a câștigat capitala. Iar Partidul Social Democrat are cel mai bun scor la votul politic din capitală. Vă așteptați ca PSD să formeze majoritatea în Consiliul General? Haideți să așteptăm numărătoarea voturilor. Voiam să vă întreb dacă PSD va avea avem majoritate alianțe, și un primar. Avem alianțe în acest moment cu Pro-România și cu ALDE pentru crearea de majorități în consiliile locale, consiliile județene. Să vedem dacă și ALDE și Pro-România fac scorul necesar de a intra în aceste consilii. Domnule președinte, ați avut doi șefi de campanie, domnul Claudiu Manda și domnul fost premier Mihai Tudose. Vor fi sancționați după acest rezultat? Exclus așa ceva. Nu sunt responsabili pentru înfrângerii? Pentru ce să sancționăm? Pentru că am avut cel mai bun scor politic, am dublat scorul politic de la ultimile alegeri? Da, vă raportați la scorul politic, dar sunt fie da, pentru că pentru că celelalte scoruri în acest moment nu sunt clare. Am înțeles. Pentru domnul Negoiță aveți o ofertă, dat fiind rezultatul din această seară? Domnul Negoiță, am vorbit astăzi toată ziua și oferta este foarte clară, să se întoarcă acasă. Și cred că domnul Negoiță se va întoarce în Partidul Social Democrat, unde este loc. Bună seara, domnule președinte. Dacă se îndeplinesc rezultatele exit poll-urilor care arată că ați pierdut 5 primării în București din 6, inclusiv pe cea a capitalei, dar aveți un scor bun politic pe țară, la consilii județene locale, cine credeți că ar trebui să deconteze scorul pe București după ce PSD a avut toate primăriile? Cred că Consiliul Politic Național este cel mai îndreptățit să ia astfel de decizii. Dar va fi luată o decizie cu privire la scorul pe București sau veți considera... Va fi o analiză a alegerilor în forurile interne ale partidului, ceea ce este și corect. Mergeți pe premiza de a găsi și pe cineva responsabil sau îi veți ierta pe cei care au greșit la București? Haideți să așteptăm decizia colegilor mei. Cât credeți că a contat lipsa apei calde pentru scorul de la București, de la primăria capitalei? Nu am analize astfel de gen. Aștept să văd cine a spus adevărul la exit poll-uri și o să pun această întrebare în sondajele de opinie. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Mulțumim mult! Bună seara!